Continuăm cursul la Laravel 11 pentru aplicații web și Internet of Things. Am ajuns la lecția 17. În lecțiile anterioare am realizat o simplă bază de date formată din formule și categorii. O formulă aparține unei categorii, iar într-o categorie pot fi mai multe formule. Am realizat un pic partea, să spunem, de backend, unde un administrator poate adăuga categorii, poate adăuga formule în baza de date, iar acum trecem un pic la partea de frontend. Ce îi prezentăm utilizatorului? În ce format? În ce design îi prezentăm utilizatorului, de exemplu, o formulă? În lecțiile anterioare am realizat un proiect Formutronics pentru a realiza această aplicație și am realizat două migrări, Categories și Formulas. Da? Și două modele, bineînțeles. Pentru că vreau să introduc aceste funcționalități în noua platformă Science Stories, am mutat toată logica acolo, tot codul acolo. Pentru voi nu este nimic deosebit, faceți în continuare cum ați început. Este vorba de același cod. Singura modificare care am făcut-o la mine, am realizat tabelul pentru categorii cu numele Formulas Categories, deoarece pe platforma Science Stories mai am un tabel Categories pentru cursuri și ca să separ una de cealaltă. Da? Atâta tot. Iar în tabelul Formulas am introdus acest slug pentru a oferi un link friendly pentru mașina de căutare, adică din numele formulei, voi genera automat un slug care îl voi folosi în URL. Asta înseamnă că în model folosesc un package care se numește Slugable. O să vă prezint imediat cum îl instalați și este de ajuns să adăugați această funcție care spune că sursa folosită pentru slug este coloana nume, name din tabelul formula. Pentru Slug am folosit acest package Eloquent Slugable, dar la mine pe canal mai există un video cum să instalați, este foarte simplu, folosiți Composer și cam atât a fost. Da? Bun, acum hai să mergem mai departe și hai să închid tot aici și ne vom ocupa acum de pagina Show, pagina care o prezentăm utilizatorului cu formula. Așa că hai să trecem la treabă. Voi adăuga o categorie prima dată pentru formule și prima categorie o numim circuite sau circuit de curent continuu. Descriere deocamdată nu ofer. Iar acum mergem la formule și adăugăm o formulă în această categorie, selectăm categoria circuită de curent continuu și ca titlu vom folosi, bineînțeles, prima formulă, legea lui Ohm. Legea lui Ohm. La descriere putem adăuga o definiție și am copiat un text de pe o pagină. Iar la codul LaTeX introducem formula pentru legea lui Ohm și voi introduce aici un cod LaTeX, voi apăsa RD LaTeX, să-l verificăm, arată bine, I egal cu supra R și voi adăuga aici și o schemă electrică, la fel voi lua un print screen dintr-o carte, mai târziu o să folosim poze de calitate, dar deocamdată în scop didactic este de ajuns. Am introdus cu copy-paste aici imaginea și la exemple, de asemenea, pot introduce cod LaTeX, pot scrie o descriere sau ceva, dar putem face în felul următor, I este egal curent în amperi, U este egal cu tensiune în volți și R este egal cu rezistență. De asemenea, aș putea să mai adaug ceva, dar rămâne deocamdată așa și apăs trimite.
Formula este salvată în baza de date. Acum vom introduce aici un link care ne va trimite pe pagina unde va fi prezentată formula. Dacă mergem acum în baza de date și deschid formula, vedem formula salvată și aici și vedeți categoria ID de care aparține. Aici este 3 și 2, deoarece înainte am mai făcut ceva teste, dar putem să punem așa pe 1 și voi modifica și la categories, dar cu siguranță vom mai face teste, dar ca să știți, puteți să modificați direct în bază de date dacă vreți să să pornească de la 1. Bun, apăs o dată aici și o dată aici și acum este tot de la 1. Deci avem numele, slug, latex, description și așa mai departe, iar în URL-ul paginii vom folosi acest slug. Vedeți, din legea lui Ohm a făcut legea minus lui minus Ohm. Da? Acum voi deschide fișierul de rutare, fișierul unde sunt rutele și am aici cele 4 rute care le-am făcut în lecțiile anterioare și am introdus acum, am aici de fapt am formula slash slug și aici vom lua parametrul sau valoarea din baza de date și acum hai să mergem direct în controller, în funcția show și aici returnăm un view, formula show, var nume formula și mergem acum în show. Show este gol. Bun. Dar aici voi face doar așa un test și va trebui să mergem acum în fișierul unde avem formulele, adică aici, în index, aici și mergem în componenta Livewire. Bun. Vom căuta linkul cu pricina, aici vom introduce linkul, iar aici vom introduce ruta, scriem, deschidem două acolade și scriem route, iar aici vom introduce exact numele care l-am folosit pentru rută, formula show, așa. Totuși nu va funcționa pentru că va trebui să pasăm aici și slug-ul care le-a din baza de date. Asta înseamnă că după show adăugăm o virgulă și spunem că dorim să luăm slug-ul, iar slug-ul îl obținem de la formula slug. Cam așa a fost. Acum dacă mergem în pagină și mă duc cu mouse-ul aici pe arată, văd deja aici jos că funcționează, primesc formula slash legea lui Ohm. Da? Și dacă apăsăm arată, pac, ajungem aici. Acum pentru pagina show, mergem înapoi aici în show, am folosit acest XAppLiot care este layout-ul, să spunem, principal folosit în aplicație. Acolo am și un sidebar pe partea stângă, dar pentru acest design nu vreau să am sidebar, pur și simplu să fie o pagină, o landing page frumoasă, fără sidebar într-o parte, ci pur și simplu să fie toate informațiile și meniul sus. Așa că vom folosi în loc de XAppLiot. Apropo, layout-urile le găsiți în resurse, în view și avem acest layouts aici, acest folder și avem un app.blade.php și avem un guest.blade.php. Puteți să adăugați alte template-uri dacă aveți nevoie. Aici este. Așa că voi face în felul următor. Voi scrie în loc de app guest. Guest layout și hai să vedem ce se întâmplă pe pagină. Și vedeți, acum nu mai am acel sidebar în partea stângă, ci pur și simplu am o pagină simplă, goală și asta vreau să o folosesc. Acum, aici în show.blade.php, bineînțeles, vreau să introduc o componentă Livewire și aici pentru a avea acea reactivitate frumoasă.
Și cu siguranță mai târziu voi introduce și alte componente cu calculatoare sau alte accesorii, să spunem așa. Așa că voi crea o componentă Livewire pentru show formula. În folderul Livewire am create formula, formula category, formula category create, formula category delete, edit category și formula index. Da? Deci nu avem pentru show formula și asta vom face acum. Hai să deschidem terminalul și scriem php artisan make livewire și vom plasa în folderul formula un backslash și scriem aici formula show component, îi dăm un nume așa, da? Formula show component și am realizat componenta și mergem aici. Bun, introducem acest return type, îl import, nu este neapărat nevoie, dar arată mai bine așa. Acum în formula show component vom introduce prima dată proprietatea formula și vom folosi metoda mount pentru a încărca formula. Deocamdată am încărcat așa, mai târziu o să introducem și categoria și am livrat aici în view de asemenea formula. În rendarea view-ului, în view am introdus doar formula și numele formulei, name am folosit sau nume formula, s-am folosit name. Bun. Doar atât avem nevoie deocamdată pentru testare. Iar acum va trebui să mergem din nou în view-ul principal și în view-ul principal vom introduce componenta Livewire. Livewire, căutăm după formula show component, o avem aici și va trebui, bineînțeles, să pasăm modelul aici ca să primim exact ID-ul componentei și facem așa, formula și folosim formula. Bun. Acum ar trebui să mergem din nou în controller, iar aici vom modifica un pic deoarece vom folosi slug-ul. Trecem ca parametru slug și compact. De fapt, lăsăm așa deocamdată pentru că vom defini aici. Vom defini o variabilă formula este egal cu formula unde folosim slug-ul, da? Where slug și mi-apare aici autocomplete-ul, where slug first or fail. Acum cam atât a fost aici, nu mai trebuie să mai umblăm. Așa că hai să mergem direct în browser și pam, primim aici titlul. De fapt, dacă acum mergem în componentă și scriem doar formula, primim toate proprietățile. Vedeți, primim formula, categoria ID, legea lui om, tot ce aparține în acel tabel. Totuși vreau să încarc și numele categoriei, nu vreau numai ID-ul categoriei, vreau și numele categoriei sau alte informații din categorie. Și în formula .php am definit deja metoda categorie formula, iar acest nume îl vom folosi pentru a extrage și informațiile din relația formulei cu categoria sa. Asta înseamnă că în formula controller trebuie să adăugați după slug with category formula, iar în componenta Livewire de asemenea încărcăm formula cu categorie formula. Asta înseamnă că în view ăsta nu avem nevoie, formula controller, în view aici putem acum să scriem formula categorie formula
Și hai să vedem ce se întâmplă în browser și vedeți acum primim exact datele de la categoria formulei, dar în acest caz am nevoie numai de nume, name. Și avem numele categoriei. Perfect. Acum, în acest moment, avem tot ce avem nevoie pentru view, adică încărcăm și formula și categoria formulei, iar acum depinde de creativitatea fiecăruia cum aranjați datele în view să arate bine. Eu mi-am făcut deja un design pentru pagina mea, și anume în componenta show.blade.php, de fapt nu în componentă, ci în view principal. Mi-am chemat meniul de pe care îl folosesc pe pagina de start. Am introdus aici un div pentru a introduce o margine colorată și aici am componenta Livewire și bineînțeles am mai adăugat și footer. În componenta Livewire, hai să o luăm de la început, mi-am introdus scriptul MadJackSus pentru a renda formula și am folosit clase Tailwind pentru a adăuga un design cât de cât ok pentru pagină. Atât a fost în acest video, în lecția următoare continuăm. O să introduc mai multe formule și bineînțeles vreau să introducem și câteva funcții speciale unde vom folosi AI-ul și anume vom folosi API-ul de la ChatGPT. Ne auzim în următoarea lecție. Ciao!